Și când vine, nu dintr-o dată, stați când eu, pot să cânt o jumătate de ceas, pot să cânt 3 minute. Și îmi dau așa s-au pornit aici, capătare, s-au pornit aici cuvântul autentic. Pot vorbi de autentic conces. Nu există autentic. Autentic este un ritual. Acolo când oamenii trăiesc un ritual, adică nu conștientizează, ei sunt acolo. Poate dacă te duci cu un Bangladesh, cu un ceva pe acolo și un tribul acela, ești de ei. E autentic. Vă întreb. Există zona în Maramuri și în Coale, așa? Era niște haine prins la strână. Au trecut din acolo lumea asta. Și nu putem fi așa, noi trebuie să trăim în prezent, nu în trecut. Și când ne raportăm la un trecut, nu ne putem raportăm la un trecut îndepărtat. Când mai putem controla. Eu să știu cum au cântat geții. Atenție la teorii în acestea. Sunt mulți de care vin pe aici și dezvoltă teorii cum au cântat geții. Eu nu știu cum au cântat. Abia știu cum au cântat stăpânica mea. Așa pe bușcuite nu putem mai merge. Trebuie să trăim în prezent. Nu putem trăi în prezent. Aici, când mă uit în ochii tinerilor, îți de-a mei. Trebuie să vină tinerii să mă preia cu ce sunt eu, că dacă nu mă prea nimeni, de fapt o vorbesc eu. Tinerii, se regăsesc în trecutul nostru, dar este dacă să știm cât identitate prea mult. Toată lumea își caută identitatea, nu suntem nevoiți cu Pământului. Eu m-am dat că ne îmbrăcăm după cu Pământul în Occident îmbrăcați. Dar la Dumnezeu, cu bună zi, să văd că cu Pământul în România. Eu îi chin ce ai lume. Când de cum se cheamă la mijlocul cerului, dacă tot ați pomenit de cer. Cer. Și cărțile astea de aici, tăte, le mănânc, dacă aici nu se creează o atmosferă de 1100 de ori ca la început. La început, ce atât îmi spui eu, dacă intrați aici, de Sfinți, copăreți, și spui de astea despre Hristos Dumnezeu, suntem o postul Paștiei. Dacă ne avem un postul Paștiei, nu avem voie nici pe alea postul. Thank you.
Îngerii stau și ascultă.